Bună ziua tuturor și sper că sunteți foarte bine. Eu sunt Moody, eu sunt ghid turistic din Zanzibar, deci vă aștept aici pentru o vacanță de vis. La cei 20 de ani ai săi, Mohamed Suleiman Yusuf sau Moody, așa cum este cunoscut printre turiștii din toată lumea care vin în Zanzibar, spune că face totul din pasiune. Știe 3 limbi străine, printre care și româna. A învățat singur, iar acum le predă și altor tineri sau copii de la el din țară. El este profesorul meu și adevărat, Moody vorbește limba română foarte mult și de aceea acum mulți oameni care vor să vin aici în Zanzibar place să vizitează un Zanzibar cu el. Are carismă și cunoaște nenumărate lucruri despre locurile pe care turiștii vor să le descopere în Zanzibar. Pe lângă limba română, Moody mai știe și franceza și engleza. Bună ziua tuturor și sper că sunteți foarte bine. Eu sunt Moody, singurul ghid în Zanzibar și Tanzania care vorbește limba română. Și acum eu sunt în pădurea Jozani din Zanzibar, locul unde trăiesc mai multe colobos roșii, care trăiesc numai în Zanzibar. Aștept și pe voi pentru o vacanță de vis aici. Tânărul își dorește enorm să ajungă în România, mai mult ca să demonstreze cât de mult îi place limba română. Moody a învățat chiar și imnul. Deșteaptă-te române, din semnul cel de moarte, în care te-a dancira barbarii de tine.